Prințul Tomaș. A fost odată ca niciodată un rege al cărui fiu tocmai împlinise 14 ani. Amândoi obișnuiau să se ducă în fiecare după amiază în grădinele unui palat lăsat de izbeliște. Înainte de a se întoarce acasă, ei obișnuiau să facă îndelung popas în acele grădini la o fântână frumoasă. Oamenii locului spuneau că în palat locuiau trei surori vrăjitoare, Alba, Roza și Albăstica, dar regele și fiul său nu le văzuseră nici când pe acolo. Într-o după amiază, regele a cules de lângă fântână o roză, peste poate de frumoasă, cu petale ca de catifea și i-a dus-o reginei. Ei i-a plăcut atât de mult darul că s-a gândit să păstreze roza într-un sipet din lemn pe care l-a pus în antecamera iatacului regal. La miezul nopții, regele și regina s-au deșteptat din somn la auzul unei voci care spunea: „Dă-mi drumul, sire!” Uimit, regele s-a săltat în capul oaselor în pat și a întrebat pe regină care dormea lângă el: „Ai zis ceva?” „Nu, nici vorba”, a răspuns regina. „Păi mi s-a părut că m-ai strigat”, a zis regele și s-a culcat la loc. Dar curând a auzit iar: „Dă-mi drumul, sire!” Așa că s-a ridicat și după ce a dat ocolii atacului, s-a dus în odaia din față și a deschis sipetul din lemn unde era roza, căci de acolo se auzea vocea. De cum l-a deschis, roza, care era chiar vrăjitoarea roza din palatul lăsat de izbeliște, a început să crească până s-a făcut prințesă, apoi i-a spus regelui că trebuia să o ucidă pe regină și să o ia pe ea de nevastă. „Nici vorbă să pot face așa ceva”, a răspuns regele. „Bai să o faci”, a zis vrăjitoarea, „că de nu, ai să mori într-un ceas”. Regele nu voia să o omoare pe regină pentru nimic în lume, așa că a luat-o în brațe și a ascuns-o într-un beci din fundul palatului. Văzându-se încuiată acolo, regina a început să se roage Sfântului Iosif, căci își închipuia că regele își pierduse mințile. În timpul acesta, regele s-a întors în atac. A doua zi de dimineață, prințul Tomaș s-a trezit și s-a dus după obicei în atacul părinților ca să le spună bună dimineața. Dar de cum a văzut-o pe femeia ce dormea lângă tătâne său, a zis: „Asta nu-i mama mea”. Iar femeia s-a ridicat în capul oaselor în pat și a strigat la el: „Taci odată, că de nu ai să mori”. Apoi vrăjitoarea s-a dat jos din pat și i-a anunțat pe toți slujitorii din palat că ea era regina Roza și că pe oricine n-o să-i dea ascultare, are să-l omoare. Tomaș a fugit prin palat mâhnit și neștiind ce să facă, dar ajungând la beciuri, a auzit niște vaite care i s-au părut a fi ale maicăsii. Tot trăgând cu urechea, după o vreme a dat de beciu din fund, unde aceasta era încuiată. Cum a văzut că nu-i putea descuia ușa temniței, a promis că are să-i aducă de aleguri, iar la rândul ei, ea i-a făgăduit să-l pomenească în rugile adresate Sfântului Iosif, a cărui credincioasă era. În timpul acesta, toți trăiau în palat terorizați de regina Roza. Vrând să scape de prințul Tomaș, vrăjitoarea l-a chemat într-o zi la ea. „Tomaș”, i-a zis, „du-te și adu-mi apă de la fântâna din grădinile palatului lăsat de izbeliște”. Prințul Tomaș n-a avut ce face, a trebuit să-i dea ascultare și, luând un urcior, s-a dus la fântână. Pe drum, i-a tăiat calea un moșneag care i-a zis: „Tomaș, știu de ce ai fost trimis să faci, așa că ascultă-mă cu luare aminte. Ia apă din fântână, dar nu te opri și nu descăleca, nici nu întoarce privirea înapoi dacă te auzi strigat”. Tomaș a ajuns la grădină, a ajuns la fântână, a umplut urciorul de încălecare și, după învățătura moșului, auzind două glasuri de femeie care îl strigau, nu le-a dat atenție și, pe nedescălecate, a făcut stânga împrejur și s-a întors la palat. Regina Roza s-a mirat tare când l-a văzut înapoi, dar l-a trimis iar la fântână să-i aducă trei lămâi din cele ce creșteau alături de ea. Tomaș a plecat iar și din nou i-a tăiat calea moșneagul care de asta dată i-a zis: „Ia cele trei lămâi, dar nu te opri și nu descăleca, nici nu da vreo atenție glasului care te strigă”. Zis și făcut, iar Tomaș s-a întors la palat cu cele trei lămâi.
Văzându-l, regina s-a înfuriat și a strigat: la ce mi-aduci lămâile astea? Nu ți-am poruncit Naramze? Du-te chiar acum înapoi la fântână și fără Naramze să nu vii acasă. Și iar s-au întâmplat toate cele care de mai înainte, iar moșul i-a zis să smulgă Naramzele din goana calului. Așa că băiatul a dus Naramze, iar regina, pierzându-și răbdarea, l-a alungat din palat. Atunci Thomas a coborât în beciu din fundul palatului, ca să-și a rămas bun de la mamă sa, a poruncit unui slujitor credincios să-i aducă mereu de mâncat și de băut și s-a dus în lumea largă să vadă cum o să-i meargă. A luat-o așa pe drum înainte și după ce a mers o bună bucată de timp, i-a ieșit în cale bătrânul pe care îl întâlnise și cu alte prilejuri și i-a zis să ia seama la povețele lui, fiindcă voia să-i dea o mână de ajutor. Pentru început, moșneagul l-a făcut înger și după aceea i-a zis: acum să mergem la palatul lăsat de izbeliște, cel cu vrăjitoare. Acolo vom da de două muieri care au să-mi pună să te las cu ele, ca să-ți arate palatul. Sunt Alba și Albăstica, surorile reginei Roza. Tu ai să-mi zici: tată, dă-mi voie, iar eu am să te las cu ele. Am să-ți arăt tot palatul, doar o singură odaie nu. Tu stăruie să te lase să o vezi și de cum intri, fă ce ți s-o părea mai bine. Au ajuns la palat și totul s-a petrecut după spusele moșneagului. I-au arătat totul, numai o singură odaie nu. Thomas a stăruit că i-ar plăcea să o vadă și pe aceea, dar ele i-au zis că înăuntru nu era nimic care să merite osteneala și pe lângă asta mai era și foarte târziu, iar ele trebuiau să se ocupe de un flăcău pe numele lui Thomas, care trebuia să vină, iar ele trebuiau să-l spânzure de un copac. Dar băiatul, devenit înger, a stăruit atâta și le-a dat atâtea temeiuri că până la urmă i-au descuiat ușa. Iar Thomas a văzut că întreaga încăpere era acoperită cu bucăți de postav negru, iar în buricul ei era o masă pe care ardeau trei lumânări mari și nimic altceva. Prințul Thomas le-a iscodit pe cele două femei ce căutau acolo lumânările, iar Albăstica i-a zis: asta e lumânarea vieții mele, următoarea e a surorii mele, iar Alba ultima, iar acum nu știu care e regina. Odată cu lumânările au să se stingă și viețile noastre. Atunci Thomas a stins dintr-o singură suflare primele două lumânări, iar Alba și Albăstica au murit pe loc. A luat apoi a treia lumânare și a ieșit din ea, cu ea din palat, ducându-se la moșneag care i-a spus: mi-ai împlinit așteptările, băiete. Acum să mergem la palatul tatălui tău și să știi că eu sunt Sfântul Iosif, la care se roagă mama ta, căci la rugile ei am venit să-ți dau o mână de ajutor. Zis și făcut, iar la palat, prințul Thomas a poruncit să fie anunțat tatălui. De cum l-a văzut, i-a și zis: tată, ce viață alegi tu, a mamei mele ori a reginei Roza? Iar regele a răspuns: pe a maică-tii. Atunci suflă în lumânarea asta, i-a zis Thomas, arătându-i-o pe a treia. Regele s-a apropiat în grabă mare de lumânare și a suflat cu putere, iar regina Roza a murit pe loc fără să zică nici cârc. Apoi regele și Thomas au coborât în fundul beciului, acolo unde regele o ascunsese pe regină, au scos-o de acolo, pentru că de acum puteau să iasă la lumină și s-au îmbrățișat toți trei. Tot regatul s-a bucurat de moartea celor trei vrăjitoare, dar mai presus de a reginei Roza, căci dintre toate surorile, ea le făcuse cel mai mult rău. Apoi au umblat prin tot palatul după moșneag ca să-i mulțumească, dar Sfântul Iosif se făcuse nevăzut și nimeni nu mai putea spune pe unde era. Noapte bună, copii!